de creierul ține. Nu se rupe, bă. Cum faci? Păi tu dacă ai pus piciorul pe ea, te-ai dus. Da, bă, că te țin eu. Bă, să rupe scara, bă. Da, bă, că nu se rupe, ce ești nebun? Domnul, poate că mă urgrit așa. Ia uite, bă. Bă, se rupe, bă. Unde se rupe? Păi tu ai 20 de kg, am 80. Mai rău ca Iulia. Da, să vrei că astea mici nu e, dar... Nu o tăia pe aia. Bă, îmi tai creaca de-o sub picior. Mama, dacă că... n-ai mai trage de ăsta pe aici să-l hățâni și mie pomul, ce bine ar. Am zis că ai căzut, beb. Ia mă, că mă sabotează, e nebun. Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi învățăm să facem vișinată cu vișinile lui Bebe din curte. A tăiat tasul doi pom ca să nu se mai urce stania. Am venit la Bebe, fiecare cu găletușa lui. El este Bebe, a.k.a. Au, 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 au. Da, Mugli. Mugli. Și astăzi facem pentru prima oară în viața noastră vișinată. Sperăm să ne iasă. La tine e prima oară în viața ta, că la mine nu e prima. Tu ai mai făcut? Păi da. Ia zi-mă care e procesul. Păi ce, luăm vișinele, le spălăm frumos. Da. După aia le băgăm la damigeană. De unde damigeană? Mergem să luăm. De unde? De la Dede, mă. Cu scuterul meu? Cu scuterul. Pe vlogul ăsta? Uh-huh. Mamă! Și după aia, după ce le spălăm și le băgăm la damigeană, băgăm, da, 3-4 kg de zahăr peste ele. Da. Lăsate 2-3 zile să-și lase sirop. Da. Nu ținute în soare că să clocesc. Da. Și după aia, alcool tat. Dar să nu băgăm țuică, că murim. Nu țuică? Ce țuică, bă, că murim. De ce? Murim, ești nebun. De ce, mă? Alcool de la de 96 și vodka. Oh, dar ce facem, cocktail? Hai, dați-ne like, subscribe și uitați-vă cum ciopărțim copacul ăsta. Să rămână, aveți pulpe! Ia uitați-vă, băi! Ia uitați-vă, cadra, mergător! Ce faci, frate? Uite, te așteptam să te văd cum caz din pom. Să f***tă pe mama ta în gură, Medusa. Că eu n-am treabă, dar... Salut, frate! Are treabă. Ce faci, ești pregătit? Da, haide, bagă-te în curte. Hai. Nu se rupe, bă. Cum faci? Păi tu dacă ai pus piciorul pe ea, te-ai dus. Da, bă, că te țin eu. Bă, se rupe scara, bă. Da, bă, că nu se rupe, ce ești nebun? Domnul, poate că mă urgrit așa. Ia uite, bă. Bă, se rupe, bă. Unde se rupe? Păi tu ai 20 de kg, am 80. Te urci așa? Ce faci, bă? Bă, stai la un loc, bă. Ia uite-l. Uite-l, bă, stai. Aia, mă. Da, mă, da. Da, mă, da. E nebun, mă. Mă. Da, da. Hai să-ți iau două, trei grijă aici, că nu te vezi. Ăla-i. Atâta, stai așa. Îmi dai mie aici, adică. Hai să fie curec de mult. Zici că e foarte ca acolo. Lasă-o, bine, stai un pic, că doar îl facem aici, că să se vadă și băiatul ăsta. Trebuie, poți să o rașchi pe asta? Ia. Ce faci, bă? Da, nu am luat șocat. Asta, bă, ia. Și acum, ia să o vedem. Avem de parte. Ia tu vezi unde-i via. E în el. Nu mai face via, nu mai produce via, bă. Îi atrage via. Asta, bă, de ce vrei? Acum știi cum te văd, HD-ul. Mai rău ca Iulia. Da, să vrei că astea mici nu e, dar... Nu o tăia pe aia. Bă, îmi tai creaca de-o sub picior. Stai 10 minute la vizionare. Vreau să-mi să-mi dai gălet. Da, băiatul meu, să pui pe o odă. Poți să o pui pe o odă aia. O creangă. Așa. Mamă. Dar dacă noi mai trage de ăsta pe aici să-l hățâni și mie pomul, ce bine ar. Am zis că ai căzut, beb. Ia mă, că mă sabotează, e nebun.
Bă, dar cum s-o fi gândit ăștia? Ia atent aici. Cum au descoperit oamenii vișinata, măi, de care-i proce, cum au găsit, au văzut un copac care crește, au luat, i-au băgat în gură, că îți dai seama că așa le-au mâncat, că le-au încercat. Mordomone, aia e. Și cum au descoperit ei că poți faci vișinată, frate? De pui zahăr, de le lași, să lasă, băi, alcool după. Cum au descoperit ei? Eu sunt curios. Bă, bebe, eu am cam terminat pe jos aici. Ce-o terminat, mă? Rămâne pe tine, sus, acolo. Eu nu mai ajung, băi. A, mai am acolo. Bă, dar și mi-a trebuit mie un, vreau să zic, un gard, un scaun, bă. De ce, mă? Să mă urci un pic să te ajut acolo, că eu, uite, eu am cur, iau tot ce e jos, am luat. Păi iei pe aia de-aia te-a tata atunci. Aaaa. Mai plantam pe mine acolo? Cel pe toate părțile. Păi e soare acolo, mă, dă-te dracu de aici. Trage mai la umbră. No. Trage mai lângă tine. No. Bă, dar dacă le facem noi așa? Bă, stai rău, că sunt și eu pe aici, panara. Stai, mă, încât. Nu cade, mă. A căzut vreo 3. Păi și astea de pe jos trebuie, băiatul meu. Ce faci, bă, cu alea, bă? Cum adică, mă, astea de gustul? Da, mă, dar băgăm și o mână de pământ. Bă, spuneți voi că astea de pe jos, care sunt un pic mai roșii, mai trecute, așa nu-s bune la vișinat. Sincer zic. De ce n-am tăiat copacul, mă, cu aia, decât să ne urcăm în el? Păi nu văd că pe ăsta mai ține. Cum adică? Păi pe ăsta nu-l taie. Asta nu este... Păi aia mici. Păi nu mă duc mai bine să culeg din aia mici? Mamă! Mamă! Mamă, m-am apucat să fac... Bebe, așa te duci și tu. Aha. Bă, nu ți se pare că ești cam obraznic? Ce faci? Că eu, uite, am cules aproape de aia plină. Și tu ce faci? Tai crengile? Păi ia uite ce-i jos acolo. A? Păi ce-i jos acolo. Na, băi, bebe, și ar merge la tine aici, am în curtea asta? Aha. Niște panouri solare mâncați și jucat. Uite câte de la tăiat, mă. Deci tu... Da. Problema e unde găsim să le furăm. Le cumpărăm, mă, Izne, bă. Ce vorbești, bă? Azi ne facem noi vlog când facem panouri solare. Da. Și mergem întâi să survolăm zona unde sunt panouri. Gândim că nimeni nu mă, nu, le facem noi pe bune. Da, mă, da. Ce, mă, ne-am descurcat să facem niște panouri solare? Credeți că nu ne descurcăm? Alții au făcut rachete, ești nebun, noi ce avem? Mamă, dacă tai nucul ăsta, s-a dus toată curtea. Se luminează toată curtea. Ce ai, nebun, pe pătă toată curtea. Ia uite nucul ăsta, mă, cavași, cât are, ia uite. Da, mă, da. S-a dat șeful jos. Cum e, mă, pe pământ? Ia uite-mă cum sunt. Mamă, dar ce-a fost pisici acolo sus? Uite-te la curul tău, nici de cules. Păi, până rămân, nu ajung aici. Și-a făcut vărmiu setup, și-a făcut vărmiu setup. Ia zi-mă cum e. Cata asta direct din pom îngăleat. Mă, ce crin din ăsta nebunesc. Mi-a mâncat plămâni. Ofti, fac oprire pe piucul gata să duce îngăleată. Auzi, bă? Ei. Dar nu fumă, bă, și o țigară. Bă, nu zici rău. Luăm pauză? Asta este un copac ăsta, jupa. Da. Da, pum, nu-i problemă. Ia uite ce e pe fața lui ăsta, ia dă-te aproape de cam. Ce, mă, sunt julit, ia sunt jupuitor? Ia uite pe fața lui. Ce am pe mine? A luat și noi pauză. Și pe mâini și pe... La 16 joacă România astăzi cu Ucraina. 2-0 scor corect pentru România. Gata, tata, suntem. E aproape plină. Eu zic că ne-a ieșit bine. Două ore, așa lejer. Mai avem niște de-astea pe-n vârf. Dar nu prea sunt de cules, tată, prea mult. M-a făcut și baby cu meu o găleată de-asta, o jumătate de-asta de găleată. Hai că-i 3 sferturi. Care? Că se vede că e până aici, exact până aici. Păi tu pui umbra, mă? Păi umbra, unde e? Da? Deci avem astea două. Deci o găleată jumate, zicem, dacă o pun pe asta în cap. Da. 15 litri. Deci m-am contrazis cu el. Deci, eu m-am contrazis cu bebe și am zis în felul următor. Asta are 10 litri, eu zice că are 8, dar are 10 litri. Ia mă că aduc cântarul, mă, pe mine. Haide, mă. Aduce cântarul, eu zic că avem. Ia spuneți-ne voi. Dacă ai 10 litri de apă în găleata asta și o pui plină, nu ai 10 kg de vișine în ea? Oricum, ne-am mișcat bine. N-am mai cules de... Eram copil, eram plăcău. Mai avem pe-n vârf așa câteva, dar... 2-3 mâini de... Nu se aducește nimeni.
Da, mai culezi într-un pomișor pe acolo. Ia să vedem, băiat. Ia, mă, ia. Mamă, să-i dă la de pepe. Ia să vedem. Ia, mă, ia. Cât are a mea. Ia, mă, ia. Uite așa. 4,5 kg. 4,5 kg, da? Cât are? 6,3 kg. 6,200. Păi da, mă, dar nu e plin, că acum să face gura mai mare. Ia pune, ia. Pune că oricum, da? Păi da, mă, dar tot n-ajungi la 10, cum ai zis tu. Dar cât ajunge? Și oricum mai intră, vezi? Mai intră, dar nu-i problemă. Hai că mai făcut manevră la gălea. Lasă că oricum s-a văzut că am cules mai multe ca tine. Ia uite, nu mai dă astea cu moațele lor. Ia, mă, ia. Ia Google. 8,2 kg. Da, 8 kg. Ai pus și găleata. Care, mă, cât are? 50 de grame. Ai 50 de grame, are găleata. Da, mă, da. Eu zic că tot am dreptate, nu spuneți voi acolo. Hai să mergem să le spălăm, să luăm damigeană și continuăm. Așa, mă, băieți, n-am mai arătat pentru că am fost neașteptat până la Dedeman, am găsit ultima de pe piață. O damigeană de 34 de litri, nu ne trebuie nouă, ne trebuie una de 50, zic eu. Acum o spălăm, băgăm astea să stea, este ora 4 fără și ceva. Și începe România, primul meci cu Ucraina la Euro 2020, urmează să ne uităm, ne-am luat și noi o shawarma la Miorița și acum băgăm și apă în astea și le lăsăm un pic să stea în apă, am luat zahăr și continuăm procesul după ce se termină meciul, când se mai eliberează un pic. Așa, un pic, să ducă. Așa, frumos, apă, să ducă și pe aici, să ducă, care e praf, pe ea mult. Și acum, au. Aute, bă, cam puține. Aaa, mai ești aici? Ia uite-le, mă. Ia uite-le, mă, tată. O să le rup eu toate moațile alea, nu-i problemă, că bebe le-a cules cu totul. Da, mă, da. Ce să-i fac acum? Hai. Ia uite-le. Două de-astea de vișine, mai bine le cumpăram. Cât dai, bă, pe două de-astea de vișine, sincer? Păi nu știu, noi avem 12 kg jumate acolo. Care ai 12 kg jumate? 12 kg jumate acolo. Sau 10 kg jumate. Acolo. 8 cu 5, 14. Ia uitați-vă, băi! Ia uite-vă, cochii! Suntem asigurați la iarbă. Care iarbă, că nu apucă nici vara, terminarea verii. Ia nu, mă, să vină, mă, mai încoace, să vadă lumea ce de-astea frumoase avem. Ia vină încoace, să vadă lumea, tigăiți aici. Ia arată-le, mă. Ia și de acolo, ia. Ia, tata, ia. A? Ca lumea, bă, a întâia. Frumos, să spală, să-și... Da, asta ce zicem. A, mă. Ia dă să-mi pun ochelare, ia de fetița fashion. Ia, fetița fashion, ia să-i văd. Mamă. Fără bicicletă, un pumn în cap îți dau. Dai cu apă. Da, măi, dau cu apă acum. Și ce? Mai am un ligian și cred că mai scoatem din ele să facem 3 ligiane, bă. Că-s cam multe într-un ligian, vezi? Stai așa, că am un ligian aici. Asta e ligianul meu, donadă. Lăsă-l cu părul, pic. Așa, măi. Ligand ăsta avea mamaia când se pișea în casă, în țară. În vlogul următor merge la grâlă, mă, gata. Da, mă, să iau niște mânuțe de aici, așa. Da? Nu zic bine, bebe? Da, da. Ia uite. Ia uite, mă. Ia uite, mă, băiatule. Uite, așa trebuie, nu? Pa, bune, bă. Ce să știe? De ce nu e rupt astea, mă, f***e, în gură să te... Și noroc. Da, mă, da. Asta e mai mare, mă. Acum mai dăm și cu apă și la asta. Așa. Continuăm și aici.
Că ne înghețuiam cu ele în două, știi? Deci, astea sunt făcute deja, le-am făcut eu cu mânuța mea. Așa, și acum ne mai uităm până ele care sunt de aruncat. Pune-le pe masă, care mai au de-astea de rupt. Au, ce frumoase sunt. Da, frumos, tată, da, mi-a plăcut. Ia uite, astea sunt smăscăt. Păi ce faci, mă, le bagi pe alea prima oară? Păi ce contează care cum le bagi? Da. Și acum, cum face bebe? Ia zic, că tu ai mai făcut, eu n-am mai făcut. Păi bă, trebuie să băgăm inițial, dar că ar fi trebuit să băgăm ligheanul. Da. Punem o pungă de zahăr deasupra, după aia mai punem un strat, iar o pungă de zahăr, iar un strat și pungă de zahăr. Deci, strat, zahăr, strat, zahăr, strat, zahăr și atât. Că strat nu mai urmează. Da. Doar sus îți rămâne zahăr. Da. Nu trebuie să rămână... Trebuie da? Să ai deasupra zahăr. Da? Da. Bine, am luat niște zahăr, zahăr cristal. Da? Avem patru bucăți, dar unul rămâne în casă. Așa, hai să le facem frumos aici așa. Alea v-am spus, le-am făcut eu mai devreme, le-am pipilit, am avut grijă de ele. Te uiți că nu-ți mergea să te uiți la meci. Ne uităm la meci, 1-0 România, minutul 45, la pauză, incredibil. Dacă am văzut că nu merge și doar ascultăm ca la radio, m-am apucat de vișine. Da, și ne-am apucat, nu, el n-a luat vlogul cu noi. Bă, ce e asta, e coropișniță, să mor eu. Ce e? Ce ai, mă? Coropișniță, bă. Coropișniță. Și trebuie, bă, dar nu le mai... Nu le mai ce, mă? Nu le mai dădeam și noi o apă să fie și ele curate. Păi să-l mă curate, că t-au stat în apă aici, s-au umflat repede de zeamă. Nu, mă. Mai scutim din alcool, că au apă în ele. Da, mă, da. Ce să-i zici lui bebe? Ce faci, bebe, aici? Băgăm aici. Uită pe fractul. Cine știe ce ăsta să comenteze, vă rog eu frumos. Și mai avem pastea. Și pastea. Vă arătăm la final. S-a terminat și meciul. 3-0 România. Și acum continuăm cu vișinata. Și după cum vedeți, ai băgat mâna aici? Frumos. Bă, nu scurgem un pic de apă dacă are. Nu, mă, n-are. O scurgem de apă. Nu, lăsăm așa. Și acum băgăm zahărelul. Hai să-l luăm mai acate. Așa, presărat. Bă, îmi face risipă. Ce? Ce risipă? Că se ducea la tot cu damigeanul. Nu mai are, frate, nimica, că le-am curățat eu cum trebuie. Ce ai zis că trebuie la asta? Îl presare așa peste tot. Da. Bagă rea cu punga nouă într-o mod. De ce, mă? Adică patru. De ce, mă, prostul? România, România. Ole, ole, ole. Bă, nu-i mult zahăr, nu bere. Mă iau după bere. Vezi ce bine e că am luat-o pe asta cu gâtul mare? Pe când o bea direct din ea, așa, nene. Ne facem două paie de alea mari. Mamă, da, 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 facem două paie și tragem direct din ea. Așa, mă? Da, mă, da. Frumos! Frumos, ne-a plăcut. Dacă mai faci așa, o preză, și nu păr de cap. Și de la greutate ea se lasă, nu? Nu știu că tu ai mai făcut cu tactul, l-am mai făcut. Ia, ce are, mă, asta, mă?
Cum adică? Tot ce are asta? Păi noi facem calitatea întâlnă. A fost! O, le facem paiuri așa. Da. Și asta ce are? Hai, e stricată, mă. Facem ca lumea, tată. Nu băgăm prostinia. Ca să facem non-stop, number one. Ha? Nici de alea fără sâmburi. Nici de alea fără sâmburi? Că nu facem dulceață. Sau îl cu bătaia un pic. Ia, frate. Bă, bă, uită-te, uită-te, mă, cât de prost ești, na, na. De ce mă faci, mă, prost? Că nu faci treabă cum trebuie, na, e. Dai buleală? Asta ce faci cu ea? E crudă. Păi să coace și aia. Bă, m-a spart băiatul ăsta, mă, nimica nu-i cuvânt. Păi uite-o, mă, cum arată, na, ce păi faci aia? Păi îți lasă-ți ia, mă, ce o mănânci? Păi o mănânci, uite, auzi? Cu berea lângă el, bețivul dracu care ești. O mănânci, auzi, cum să nu mănânci? O mănânci, nu mai dau. Stă ăsta în cap aici. Cine ai mai avut să mănânci? Păi că mi-a ăla. Las, că să-l pun. Dă-i de acolo ca să ține o mănânci. Ia, uitați-vă, bă, zic că dai de sare. Miau. Era bun o pâlnie. O pâlnie? O pâlnie ai zis? Da, mă, da, o pâlnie. O pâlnie ai zis, băi, fraților. Ce, mă, ți-e greu să pui cu mâna? Vezi că dai pe jos, mai facem calitatea întâia. Păi facem, ia uite. Le-a ales el, mă. Le-a ales el, mă, aici, ia uite. Du-te în gura. Aici ultimele rapandule. Hai, mă, dăm 5 milioane pe aia și iau acasă. Da, mă, da. După ce pui și alcoolul sau cum? Ce? Uitați-vă, băi, pune mă ca lumea, animalule. Să simtem toată vișinata aia, o de aia crudă, asta. Vezi că le-am ales cum trebuie, uite, au rămas 3 joans. Mama aia pune totuși, nebun, joan de treabă. Tot acolo, bai. Păi da, de-aia te doare capul a doua zi. Da, băi, na. Na, mă, na. Frumos aici, a? Stai, mă, nu așa, mă, prostule, stai, mă. Da, mă, lasă mic, s-au așezat. Hai, bagă următorul. Au, iar zacăr. Bagă zacăr. Tensiunea poate fi tăiată cu... Hai. Ia, mă, iau după el. Ultimul ligand te las pe cum este. Da. Păi nu așa, mă, prost. Așa? Da. Păi și cade numai înăuntru, în mijloc. Ia, fă. Taci, mă, din gură, că nu știi tu de-astea. Ia uite. Să fie peste tot la unison. La unison. Și nu o presăm, nu punem o cărămidă deasupra să lase... Da, mă, ca la varză. Și la două zile mai sunt flinie să pitrocești vișinele. Sufli, nu tragi, sufli. Haide, frate. Da, așa. Ia să te văd. Da, frumos. Te-a plăcut? Mi-a plăcut. Și pregătit? Ține de-l. Ține mâna la fund. Hai, mă, ține mâna la fund. Hai. Hai, dă-i. Dă-i, mă, dă-i, ce faci? Zici că dai dodoștii, sare. Ia, a. A, bă, vere, dă-i. Ia uite, ia, vezi când e lucru în echipă? Frumos! Frumos, altceva. Ia uite, băga cu cozi de-alea. Păi, vezi dacă nu ai vrut să le iei la bună. Bă, cât am făcut să moară Gigi și moară damigenă asta mare. O facem pe toată, mă, mai culegem? Ce mai, mă? Pune până aici. Nu, mă, ce, păi și zeama unde mai e? Păi zeama nu, păi și ai found de zeama, ia. Păi o să facă, mă, în 2-3 zile să lasă sirop de la asta. 2-3 zile, păi și când beam? După ce pe alcool. Oh. Când pui alcool? Și ce punem? Alcool de la sulfuric? Da. Pufoi. Eu pun două de-astea de acasă. Cum vrei? Este mai dulce. Da? Da. Doar este mai dulce. Nu, punem două, punem unul. Păi cum o faceți, mă, frate, să-mi spuneți și nouă. Bă, frate, mie nu-mi place, uite, nu se distribuie cum trebuie, eu uite așa pun. Frumos. Bag aici, dau și pe aici.
Pun și pe aici așa. Și acum mă bagi la fier, la fărmici, la foc mic și este zilea. Să o iau. O pune la fier, bă? Da, mă, da. Păi nu, tasa. De ce? Că nu pui asfalt în damigeană. Să stea, mă, să-și facă și ea nervii. Hai noroc, frate. Îi dai noroc cu omul, nu cu băutul ăla. Aaa, nu vrea. Deci, a ta mai e și nouă. E mare hartul ghia, bă, ce-am zis? Cât are? 34 de litri. 34 de litri, da. Și numai ne-a ieșit jumate. Din ea. Să lase siropul. Până acum de atât așa să? Da. Practic, nu... Ce faci? Ce să lase siropul din zahăr? Iată. Ce faci? Ce faci? Ia. Punem frumos capacul. Acum îi punem acoperișul. Asta e spart acoperișul ăsta. E găurit, dar e puțin. N-are treabă. Are treabă? Uite aici, e un pic. N-are treabă. Să-i punem un pic de ocoplas. N-are treabă, nu e ca la film. Nu știu, bă, că n-am mai făcut. Hai! Fiarbă și... Ioi, mă! Eu zic să nu-i pui ăla. De ce? Deasupra. Ca să vadă doar așa. Așa, să vezi cum să... Păi doar așa! Uite. Ca să verifici să vezi cum să duce siropul, cum să faci. Ia. Și știi unde zic eu să o lași? Fix în cortul ăla. Păi stai soare acolo când e dimineața. Da. O bag în terasă. Și așa. Nu-i cald, nu? Nu, nu-i treabă. Ideea e să nu stea în soare să facă siropul ăla forțat, știi? Să nu, topească... Nu, mă, nu. Stă în căldură doar. Da. Bă. Mamă, ce mi se s-a rugat.